I-am invitat la o cafea, chiar și o gustărică, pentru că ne-am văzut la o terasă, da, pe Cristina și Denis Ștefan. Nu încercăm să fim niște părinți veșa, să stai cu gura pe ea, să o știi, să se simtă stânjenit așa de niște chestii, care sunt activitățile pe care le faci cu cea mică. În primul rând se ia după soț, apropo de activități. Ele se distrează, se aruncă, se joacă, țipă, se joacă cu mingea afară, în casă, adică le lasă să se distreze. Asta îmi doresc.